Salutare băieții și bine v-am găsit aici la un nou episod din Attack on Titan, probabil ultimul episod din jocul ăsta. Acum avem lupta finală din joc și hai să jucăm aici cu Eren, să mergem să facem bătălia finală. Nu uitați, dacă vreți să facem serie și la Attack on Titan 2, să dați acolo un like. Hai să facem 300 de like-uri la clipul ăsta și facem serie și la Attack on Titan 2, cu luptele alea cu Titanul blindat și Titanul colosal. Uitați bă, de la spate nu-ți dai seama care e Levi și care e Eren. Bine, Eren are curul mai sexos, hai că are cur dacă e. Unde pula mea trebuie să o iau pe harta asta, că mă pierd pe aici? Ciao Mikasa, te uiți după curul meu, te-am văzut. Da bă, și nu uitați să vă abonați și voi, să facem și noi 10k, la 10k fac un giveaway. Așa că dacă nu v-ați abonat, sper să fiți penetrați de iepurașul de Paște. A, stai că o prinde pe asta în lupta finală. Oricum, Ani asta, dacă l-o omora pe Armin când era cazul, acum practic nu mai prindea nimeni. Oricum, Armin era mult superior. Poate doar Erwin rivaliza cu Armin. Din păcate, în sezonul 3, ultimul sezon, au avut ăștia de ales între ei. Dar din ce am înțeles, în sezonul 4, nu cred că se vor mai lupta cu așa mulți titani, pentru că au omorât cam toți titanii. Deci probabil se luptă cu aia după alte insule, pula mea. Nu știu, rămâne de văzut. Nu dați spoilere. Stai așa că nu vrea asta să coboare în peșteră. Nu vine în peștera muierii. Oricum se vedea că femeia titanii Ani, adică îți dădeai seama de la o poștă în pula mea. În schimb nu mi-am dat seama, nu m-am așteptat să-mi bag pula de ăla, de Reinar. Deci am rămas așa super prost, am zis, bă dă-i dracu, toți sunt titani. O, cât de forță e scena asta cu Mikasa. Bă, e prea bedes, Mikasa. Ce ai fă? Era șmecher să vedem o luptă între Mikasa și Ani. Bă, coaie, dar e mai bine animat aici decât în anime, ești nebun? Uitați cât de realist arată Armin. Ce ai mă, prea forță scenele astea. Hai, fă pe bune, n-aveai timp să-ți muști degetul. Îți mușcai și lindicul dacă te grăbeai puțin. Au capturat ăștia, o iau pe la spate. Care erau șansele să vadă inelul ăla? Rip. Femeia la titan apare din nou. Să vezi omor ce-i dau, că ea nu știu câta oară când mă bat cu ea. Mamă, păi și unde pula mea voia asta să fugă, mă? Aolo, trebuie să mă bat cu ea? Păi asta vine să mă captureze. Come on, bitch! Ea nu știu câta oară când mă lupt cu asta. Hai să-i tai mâna. Nu, 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 nu. Nu fii jegoasă. Nu fii jegoasă. Sare ca maimuța direct. Mi-a dat mare picior în muie. Hai că nu muream de la aia dacă e. Dar văd că sunt două X-uri la ceafa ei. Chiar nu pot să-i atac nimic. Mamă, cred că dacă îmi prindea aia era mortală, ești nebun. Ce, nu mai am viață? What? Ce percute de asta? Eu v-am zis că asta a făcut memea. Ăștia din Attack on Titan chiar știu să facă un personaj feminin, spre deosebire de ăștia din Naruto. În Naruto toate personajele feminine sunt useless cu aia, habar n-au să le facă. Ar trebui să ia lecții de la ăștia. Până îi dăm noi mâna asta jos, înnebunesc. No! Dar nu înțeleg cum mă prinde așa. Uite mă că trebuie să o ademenesc aici. Vino fâncoa. Vine după mine? A rămas buguită. Vine mă sau nu vine? Trebuie să vină, că n-are ce să facă. Unde-i capcana? Ah, stai așa că o terorizez cu tunul ăsta. Vine, 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 vine. Bun. Bun, 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 bun. Acum, acum, acum. Trage, trage! Băga-mi ieși pula. Asta a ieșit prin monitor, perversaia coaie. Am experimentat în 3D cât de puternică e Ani partele marțiale. Mi-a tras mare pumn în muie, direct. Chiar am crezut că iese prin monitor lovitura aia. Hai mă, ajutați-mă. Nu mă lasă să mă transform în titan. Uite că acum iau și mai mult damage, dar oricum iau cam puțin damage. O, am crezut că e Erwin ăsta. E Jean de la Craiova. Bun, hai că mai are puțin din mâna asta. Acum se poate. I-am tăiat mâna? Da, i-am tăiat mâna. Hai mă, se poate. Unde-i Levi când ai nevoie de el? Cu Levi o zăpăceam imediat. Aolo,
Păi la picior durează o grămadă. Fugi, 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 fugi. Coaie, ce deșteaptă e asta, se face că-ți dă mare pumn și îți fute mare picior. Dar ce picioare lungi are spre deosebire de mâini. Bun, măi, am tăiat și cealaltă mână. Acum nu mai ai ce să faci, fă. Hai să-i distrug repede și celălalt picior până nu-și reface mâinile. Coaie, ce mă enervează. Sare ca maimuța. Aolo, vine. Vine, 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 vine. A prins-o? Repede, 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 repede. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Uite-o. Trage. Pe ce trag? Pe ăsta. Nu, nu, omoară, 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 omoară. Nu, 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 nu. Cu ce îmi dai, fă? Aolo, îmi dă cu piciorul. Încă o... No, îmi dă mare tibie în gură. Da, eram sigur. Bă, da, cum da asta cu pumnul, coaie. Poți să-i atac ceafa, în sfârșit. Mai fă ceva acum. Mamă, ce e aici? Tatakai! Atacați, coaie! Am omorât-o? Gata, mă, putem să o futem acum. I-au crescut membrele înapoi. Femela Titan. Dar ce putere specială are femela Titan? Hai mă, te transformi azi, că o bat imediat dacă sunt în forma de Titan. Mamă, ce semne are ăsta pe mână, coaie. Credeam că eu îmi abuzez mâna dreaptă. Hai mă, că oricum n-aveți cum să faceți la fel de intens. La fel de intensă transformarea în joc, cum e în anime, oricât te-ai chinui. Oh, îi rup. Oh, coaie, de unde a venit asta? Bă, Eren nu e așa skillat ca asta, dar prinde și el cât un pumn. Direct de cap! Bă, dar are cam multă viață. What, explodez? Explodez! Ia-o pe asta! Mamă, coaie, ce i-am făcut? Am aruncat-o peste zid. A zburat direct în China, coaie, ești nebun? Atât, mă? Acum nu mai ești șmecheră, nu mai ești tare. Tutu spiz, da mă, ți-am zis să te duci la produs. Dar mor dracu odată. Ce mă, și-a revenit? Nu i-am luat nimic la viață? Cum mă să-i dau așa bătaie, ești nebun? Dar în jocul ăsta pe bune, nu te afectează nimeni în forma asta de titan, chiar n-am ce să-ți facă. Oh, a dat și ea. Mă joc fotbal cu curul ei. Trag în ea ca Ronaldo în minge. Ce dracu? Nu s-a întâmplat nimic, am rămas buguit acolo. Clar, clar, nu mai văd nimic, efectiv. Eu mă bat cu tot orașul. O dau cu capul de ăsta, de Big Bang. Ia fi atent. Mai avea puțin sărea peste zid, zbura în capitala Rusiei, Londra. Gata, fă, atât. Ridică-te și fă-mi o muie cu pula asta care nu se vede. Fă de când nu ți-ai mai tăiat unghiile. Mikasa! Mikasa acționează. Oh! Oh, de partea asta chiar am uitat când îi taie degetele. Mamă, ce umilință i-a dat aici. O mâncă ăsta. A pus o capră direct. What the fuck, se contopesc? Îl îngheață și pe el sau ceva. Dar bine că s-au bătut atâtea sezoane cu ea să nu obțină nimic. Nu știu de ce am o presimțire că Annie nu mai e la ăștia. Cumva au eliberat-o ăia, că zicea Bertord ăla cu Reinar. Puteți să o chinuiți pe Annie dacă mai e la voi. Ceea ce mă face să mă întreb dacă nu cumva au eliberat-o fără să știe ăștia, dar cum ar fi posibil? Nu înțeleg. Levi Heicho. Cel mai șmecher din anime. Saksen seiko to a ienena. Da to ii ga na. Bă, cred că ăsta e singurul anime în care mor aproape toate personajele, să-mi bat pula.
câți erau la început și au mai rămas super puțini. Bă, a fost șmecher jocul, n-am ce zice. Dacă mai vrei să facem și la Attack on Titan 2, hai să facem și noi 300 de like-uri la episodul ăsta. Și desigur, nu uitați să vă abonați și nu uitați că eu mai fac live-uri din astea nocturne în perioada asta. Așa că apăsați acolo pe clopoțel să fiți notificați de fiecare dată când sunt live. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare. La revedere!